Politehnica a remizat 3-3 la pauză 2-2 în meciul de sâmbătă de la Reșița cu echipa locală CSM Școlar din Liga 3-a. Gazdele au condus surprinzător cu 2-0, dar Poli a întors rezultatul prin golurile marcate de Bogdan Vasile, Vidrăsan și Alin Mania. Reșițenii au egalat în ultimul moment. În absența lui Jurj, convocat la Naționala de Junior U19, fundaș dreapta a fost folosit din nou Ionuț Plămadă. Șib a fost schimbat pe parcursul primei reprize, acuzând o accidentare. Următorul amical al albioleților va fi miercuri cu CS Dumbrăvița. Partida se va disputa de la ora 15 pe stadionul Știința sau la baza 2. La finalul sezonului de toamnă a Ligii Secunde, Politehnica este pe locul 11 cu 25 de puncte.